Microcentralele nefuncționale din județul Brașov au fost construite în anii 80. Două dintre ele sunt în Bran, una chiar în mijlocul localității. A fost un mare deranj. Au început cu șantier, au intrat în curțile oamenilor, s-a stupat. Era moda aceea cu lui Ceaușescu pe fiecare fir de apă să facă toată țara microhidrocentrale. La fel ca microcentralele din Bran, și cele din Vulcan sau Râșnov sunt nefuncționale, iar Hidroelectrica a decis să le scoată la vânzare. Nu stau mai bine nici construcțiile hidrotehnice de pe râuri mai mari. 5 hidrocentrale de pe Olt, fiecare cu baraj și lac de acumulare, abia mai funcționează din cauza debitului mic al apei. La Voila, localnicii și autoritățile spun că lacul de acumulare nu a fost vreodată decolmatat. Se vede cu ochiul liber și chiar din satelit, cum în ultimul deceniu, jumătate din nivelul apei a scăzut și au apărut insule mari cu vegetație și faună. Zona arată acum ca o mini-deltă. În decursul anilor, pe fundul lui s-a depus sedimente și acolo e un loc propice pentru dezvoltarea râmelor, crustaceilor, un motiv pentru care și păsările sălbatice stau pentru că au de mâncare. Sorin Minloiu este inginer hidrotehnist și a condus lucrările de construire a barajelor de pe Olt. El spune că la darea în funcțiune a hidrocentralelor au fost prevăzute decolmatări periodice. Prin devizul general erau alocați bani pentru decolmatare cu două drăgi în care materialul din colmatare se duceau pe zonele mlăștinoase, se reda în circuitul agricol. A fost pus în 1989 și nu a fost curățat niciodată. În această perioadă, hidrocentralele de pe Olt funcționează doar 12 ore pe zi din cauza debitului mic de apă. În județul Sibiu sunt 3 astfel de construcții hidrotehnice mari, toate proiectate înainte de 1989 și gândite să alimenteze cu energie electrică peste 2 milioane de locuitori. Mai bine de 10 ani au funcționat la capacitate maximă. Acum mai merg doar 4 ore pe zi. Construcția hidrocentralei din spatele meu a durat 15 ani și are o capacitate de a produce 16 MW. Însă, în momentul de față, aceasta este limitată la a produce doar 4 MW. Tot pe Olt mai trebuiau construite încă două centrale, una în județul Sibiu, iar alta în Vâlcea. S-a renunțat însă la proiect din lipsa fondurilor. Hidroelectrica nu a transmis până la această oră un răspuns referitor la situația acestor hidrocentrale care nu mai sunt productive.